dragile mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un nou clip și mi-ați cerut foarte mult să filmez un nou unboxing Oriflame. Așa că acum i-a venit și lui rândul. Am aici o comandă personală cu multe chestii sănătoase și multe chestii parfumate. N-am mai filmat, de fapt mai bine zis, am luat o mică pauză de la aceste clipuri. Dar acum să sperăm că ne-am întors de tot. Bun, și vreau să vă arăt că am primit un cadou la niște cumpărături din catalogul acesta 8. Dacă ați comandat sau vreți să vă comandați, imediat vorbim și despre acest produs. Deci 4 cutiuțe din acestea de calciu plus vitamina D. Atunci primiți un tricou Wellness by Oriflame. Este cu guler, gulerașul este sintetic, materialul este un fel de licra, mi se pare că seamănă cu materialul de la Nike și de la Adidas pentru sportivi, chiar așa mi se pare, deci nu este un bumbac și pe spate este scris Wellness by Oriflame. Aici sunt cele 4 cutii de calciu cu vitamina D și se combină calciu cu vitamina D pentru o mai bună absorbție a calciului. Sunt 30 de pastile, 30 de capsule masticabile, deci se pot ronțăi. Eu le-am încercat, au un mic gust, așa foarte puțin sesizabil, nu este ceva deranjant, deci sigur nu o să vă vină rău de la ele. Dar dacă nu suportați să le mestecați, se pot și înghiți, dar vă spun că sunt puțin mari. Apoi am primit aici un flyer mic despre aceste produse. Ei au dezvoltat în Suedia acest complex și este pentru creșterea și menținerea unor oase puternice. Ca și inovația lor este recunoscut aquaminul. Asta este un trademark al lor, sursă marină de calciu în întregime naturală, recoltat în mod organic și sustenabil, cu densitate mai mare și cu absorpție mai rapidă versus alte surse de calciu. Vitamina D este naturală. Toate produsele Wellness by Oriflame sunt aprobate de Ministerul Sănătății din România, ceea ce înseamnă că sunt safe de cumpărat. Și încă o noutate. Au revenit aceste batoane, acrișoare cu fructe, care mie îmi plac foarte mult și se pare că le-au readus la cererea publicului. Le-au scos la un moment dat pentru că se vindeau mai bine cele cu ciocolată. Acum au fost la ofertă 50 de lei bucata, am avut 40% reducere la ele, așa că le-am cumpărat pe ambele pentru că îmi plac și este o gustare sănătoasă când nu am timp efectiv și nici nu cumpăr nimic din oraș pentru că uit. Atunci îmi pun în geantă un astfel de baton. Sunt safe până ajung să iau o masă completă. Apoi din flyer mi-am cumpărat acești bureței pentru că îi folosesc pe cliente. Sunt foarte, foarte buni, moi, utili. Pot să aplic corectorul și fondul de ten foarte, foarte bine cu ei și au fost super ieftini. Acum s-au scos cei albi și am văzut că sunt cei roz. Bineînțeles, i-am cumpărat și pe cei roz. Nu știu exact pe unde i-am pus acum, dar am să vi arăt într-un alt clip eventual. Apoi mi-am cumpărat o cremă cu factor de protecție 50 de la Novage. Asta nu e acum la reducere, dar aveam nevoie de ea. Apoi am primit un parfumel cadou, Wonder Flower. Pe acesta am să vi-l fac cadou eventual într-un clip viitor, pentru că eu îl am deja. Și mi-am comandat 3 rimeluri din acestea noi, Wonder Lash XXL, rezistent la apă și am primit încă unul cadou. Astea sunt foarte utile pentru că le poți face cadou repede. Este sezonul rimelurilor rezistente la apă, este cu periuță de silicon și chiar sunt foarte cumpărate și cerute. Ca și periuță vă arăt acum pentru că eu am varianta simplă, fără rezistență la apă. Eu de obicei nu folosesc aceste rimeluri rezistente la apă pentru că se îndepărtează mai greu și nu-mi place să mă frec prea mult la ochi. Tocmai de aceea folosesc pe mine, pe cliente întotdeauna am mascara rezistente la apă, să fiu sigură, dar pe mine personal nu le aplic, prefer cele normale, nu mi-a curs niciodată rimelul, așa că nu fac nicio problemă. Mi-am mai comandat niște mostre Văd că am primit catalogul viitor, da? Pentru că mi-am comandat și pachetul cu produse viitoare. Am aici noile parfumuri So Fever Together. Sper că sunt mult mai plăcute decât celelalte. Varianta clasică de So Fever eu personal nu pot să-l port pentru că este extrem de dulce și mă doare capul de la el, dar ăsta hai să-l încercăm. Cel de bărbați, cel clasic, vă zic, este extraordinar de bun. Cred că mai degrabă l-aș purta pe acela. Ăsta este So Fever Together. Dacă sunteți în Oriflame de mult sau cunoașteți, erau mai de mult parfumurile Together de la Oriflame. Încă mai am, cred că, un poster cu ele și erau foarte fresh, tot așa o lansare de vară. Le caut pe internet să vi le arăt. Chiar mi este dor de ele, sincer, erau chiar foarte, foarte faine. Erau sub formă de cer. Da, pe Fragrantica am găsit. Așa arăta parfumul, acesta era pentru femei. Lămâiță, lime și mandarine, portocale, v-am zis, frezit. Un parfum foarte proaspăt și de vară. Acesta este cel pentru bărbați. Chiar îmi pare rău că nu le readuc, astea sunt parfumurile. Da, oricum arată foarte fain. Nu mai țin minte exact cum miros, dar știu că erau fresh. Asta este cel pentru bărbați. Arată clasic, deci sticluța este identică, aproape cred, cu cealaltă. Da, și ăsta este perfect pentru vară, am să-l las chiar aici afară lui Andrei, pentru că foarte fresh, marin, da, îmi place. Și chiar nu îmi provoacă deranj pe gât. Cel pentru femei arată așa. Sticluța mi-aduce aminte de un parfum Guerlain și am să lizez, seamănă așa un pic cu el și ăsta este So Fever Together. Chiar seamănă cu acel parfum Guerlain. Nu. Acum dacă îl sprez, parcă totuși nu, dar are ceva din el și în ingrediente. Eu așa îl simt. Serios, deci chiar... Da, ăsta este mult, mult mai plăcut decât dulceața aia de parfum la sticlă. E... un pic dulceac, dar dă mai mult înspre fresh. Pe acesta chiar cred că am să-l port. E mult, mult mai purtabil decât celălalt. Ăsta chiar nu-mi provoacă nicio durere de cap. Și hai să deschidem totuși și pachetul cel nou cu parfumuri. V-am spus că este un haul cu parfumuri. Am să apelez la forfecuță pentru că acest plastic este destul de dur. Și vreau să vă zic că dacă vreți să vă faceți și voi un cont, aveți 23, 30 sau 40% reducere. Vă las linkul în descriere ca să vă puteți abona. Veți intra în echipa mea și astfel vom păstra legătura. Ăsta este în premieră un Instant Rescue. Nu știu exact ce reprezintă. Bănuiesc că este un top coat cu uscare rapidă care să și... vindece probabil unghiile, să le întărească. Nu am citit încă și nici studiat prea mult catalogul viitor. Apoi aici am un pliculeț de Novage pentru bărbați și mostre de la noile parfumuri pentru femei și bărbați. Interesant că nu scrie care pentru ce este. Să înțeleg că sunt unisex? Nu știu. Dar pot să mă uit în nou catalog să vedem. Apă de toaletă. Nu știu, arată o tipă aici. Va fi 40 de lei. Apă de toaletă efervescentă, note proaspete de yuzu și frunze de mentă. Nu știu ce e yuzu. Yuzu, văd că este un citric. Conține mosc și frunze de mentă. Hai să vedem. Deci ăsta este cel galben. Probabil că este de femei. Atunci. Eu am crezut că este unul de femei, de bărbați. Și celălalt văd că este tot de femei. Este o tipă aici. Celălalt pare mai dulce. tot la 40 de lei. A, e drăguță sticuluța aceasta. Așa apare un parfum basic, nimic complicat. Hai să vedem și cum miroase. Foarte citric, dar un pic masculin, serios, pentru gustul meu. Nu știu, așa îmi pare. E un citric mai puternic, să-i spunem așa. Da. Interesant. Până acum tot So Fever îmi place mai mult. Hai să descoperim și acesta care se numește Love Up. Celălalt se numește Wake Up. Într-adevăr, dacă vrei să-ți faci o trezire rapidă, cu acest parfum e garantată. Ăsta se numește Loved Up și arată așa, tot la fel, o sticluță identică. Ca și note, prună, piper negru, lemn de santal. Un parfum floral oriental, fructat, note dulci și senzuale. Vor avea și gel de duș, văd, aceste parfumuri. Mamă, ce dulce e ăsta! Ia să vă zic eu de ce mi-aduce aminte acest parfum. Parcă are și un pic de aromă de ciocolată. Și existau mai de mult la Oriflame parfumele așa un pic țuguiate. Nu știu dacă erau Verimi sau ceva, dar ăsta cu ciocolată îmi aduce, eu cred că se numea asta, că vi le caut și pe acela pe internet. Și acest parfum mi-aduce aminte de acele ape de toaletă mai vechi și mai colorate. Aveau ei colecție tot așa pe timp de vară, Vanilla Ice. Pe bune, parcă are și un pic de vanilie ăsta. Uite aici, Yo Chic Choc. Uite aici. Așa arătau parfumerele. Erau foarte, foarte colorate. Și acest parfum Loved Up chiar seamănă cu acela, uite, este din 99. Deodată cu Eclipse. Asta era cu berry, cu ceva coacăze. Mai exista Punky Pear cu pere. Ia uitați. Și cu vanilie, Vanilla Ice, ia uite aici. Aveau colecții foarte, foarte multe așa pe timp de vară și erau tot la fel, apă de toaletă, erau foarte, foarte dulci toate, dar rezistau foarte mult. Deci chiar puteai să simți când era o caniculă afară, puteai să simți parfumul foarte mult timp și erau foarte vesele. Eu cu astea le compar, cred că este un fel de remake a celor colecții. Pentru că acesta chiar îmi aduce aminte de cel cu ciocolată. Parcă are și un pic de vanilie în el, nu știu exact. Sigur n-au apărut încă pe Fragrantica să văd toate notele, pentru că apar puțin mai târziu. A, uite ce detaliu frumos! Pompița este în culoarea parfumului. Da? Deci la asta este pompița galbenă și la aceasta este roz. Da, un detaliu foarte frumos, nu l-am mai văzut până acum. Dar îmi place, asta este ceva abstract aici pe spate, arată ca un super glue în borax, colorat, desigur. Mai, am să le încerc, am să le port acum pe timp de vară, mâine dimineață cu siguranță o să mă trezesc cu cel de yuzu. Da, deci, m-am dat și pe nas toată. Da, m-am dat cu siguranță acum. Sigur o să mă trezesc, dacă nu m-am trezit până la ora asta. Da, e mult mai tare. Am să-l încerc inclusiv pe Andrei să vedem. Poate lui o să-i stea mult mai bine. Dar, per total, astea au fost cumpărăturile din catalogul 8 de la Oriflame. Dacă v-a făcut și vouă cu ochiul sau aveți vreo curiozitate, vă las link-ul în descriere, v-am zis unde să faceți un cont. Le puteți comanda și voi acasă. E cel mai simplu așa să plasați o comandă online, inclusiv de pe telefon se poate acum să plasezi o comandă și îți vine în 3-4 zile, este acasă cu urgent Cargus, 12 lei costă acum transportul. toate taxele incluse. Și în fiecare campanie sunt oferte exclusiv pentru consultanți. Deci dacă voi sunteți clienți direcți, efectiv doar răsfoiești catalogul, tu n-ai de unde să știi toate ofertele disponibile, pentru că sunt foarte, foarte multe oferte acum în catalog, de care beneficiază doar cei înscriși. Deci sunt un fel de hidden gems, ca să-i spunem așa, și un fel de comori ascunse. Nu pierdeți nimic, vă las link-ul în descriere și ne auzim. Până data viitoare, fiți frumoase, vă pup! Pa, pa!